Ce s-a întâmplat? Mami, mami, am un bubă! Nu e nimic, Nicolas. E una foarte mică. Nu. Aproape că nu se vede. Trebuie să ieșim în parc. Haide, copiii nu vor râde de tine. Uite cum facem. Îți voi pune un plasture peste bubă. Ce zici? Nu. E o idee bună? Uite-te în oglindă. Vei vedea că nu e chiar atât de rău. E urâtă. Nu-mi place. Acesta e colorat și super duper frumos. Așa ca tine. Da. E cu supereroi și dacă îl porți, vei deveni și tu unul. E lut la fel ca buba. Uf, am o idee. Voi pune peste buba mică o bubă și mai mare. Ta-da! Cum ți se pare? Îmi place. Un nas roșu pentru o bubă roșie. Azi vei fi un mic clov. Da. A, e frumos. Nicolas, e ora de somn. Toată ziua ai stat cu năsucul de clov. Va trebui să-l dăm jos. Nu poți dormi cu el. Te va incomoda. Da, îmi place. Îl voi pune aici lângă tine. Iar dimineață poți să te joci din nou cu nasul de clov. Noapte bună, dragul meu! Pot să-l scot. Mama, mama, nu pot să-l scot. Lasă-mă pe mine să încerc. Au, 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 au. Au, 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 au. Nu-l pot da jos. Hai să încercăm și altceva. Nici că reușesc să-l dau jos. Ce ne facem? Oh, nu! Nu iese! Nu știu ce instrument să mai folosesc. Nici cu șurubelnița nu pot să-l scot. Oh, no! Nici patentul nu funcționează. Nu! Nu pot să scot deloc! Mai bine cu buba mea.
buba mea. Ți-am zis eu, e doar o bubă mică. Și acum ești mai frumos ca niciodată.